Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM. Dragi părinți, vă salutăm din nou pe frecvențele Europa FM într-o nouă întâlnire care, vă spunem de pe acum, va fi savuroasă, va fi picantă, va fi foarte interesantă. Daniel, te salut! Dar nu vorbim despre mâncare, tu ai zis savuros, picant, vorbim despre ce ne dorim. Noi de la ele, ele de la noi. Adică noi tații de la mame și mamele de la noi tații. Iar pentru asta ne-am gândit să invităm o persoană dragă nouă care a mai fost la Tați în Aer, care reprezintă o comunitate de mame, care este mămica a doi băieți minunați, și anume Miruna Ioani și Blondele Gândesc. Bun venit, Miruna! Mulțumesc că m-ați invitat și a doua oară. Și noi mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat. Ei, cum? A doua oară. Ce faci, Miruna? Ei, de la foarte bine în sus. Doar așa faci o mămică, nu-i așa? De exact. Eu la asta mă gândesc. După cum spuneam, m-am și spălat pe cap, nu se vede la radio, dar să știți că m-am spălat pe cap. Noi simțim mirosul. Da, miroase foarte bine și este reconfortant acest lucru. Pentru tine mai ales, domnule Osmanovici, că erai tensionat mai devreme. Hai să trecem la întrebări, te rog, hai să trecem foarte curios de răspunsuri, de fapt. Este simplu. Dragi părinți, facem în felul următor. Primele 20 de minute ale întâlnirii noastre vor fi despre ce își doresc mamele de la tați și apoi vom face un exercițiu să trecem în cealaltă tabără. De ce ne-a venit ideea aceasta? Pentru că știm cu toții că avem multe gânduri, dar oare am fost suficient? Oare am făcut suficiente? Parcă am așteptări să facă un anumit lucru, să mă înțeleagă. Să ne înțelegem, vorbim despre aceeași familie. Absolut. Adică nu am așteptări de la tatăl de la peste drum sau ceva de genul ăsta, nu? Nu mă așteptam să spui asta, Daniel. Ok. Daniel s-a dus printre vecini. Rămânem în familie. Cine? Nu uitați, nu mergem printre vecini sau vecine, da? Foarte important. Așa că o să începem cu o întrebare generală, Miruna, și anume, ce își doresc mamele de la tați? Aoleo, măi, cred că, în primul rând, să nu țipe. Mie mi se pare moartea pasiunii când bărbatul meu țipă la copii. Adică pacea și liniștea în casă sunt maxime. Și cred că pot să zic că vorbesc pentru foarte multe mame. Dar aici e o chestie, știi? Stilul de parenting o să fie diferit, pentru că fiecare venim cu pilotul automat din copilăria noastră. Fiecare știe cum se comportă un părinte de la părinții lui și am venit cu niște chestii de acolo din spate și atunci practic suntem cumva 4 părinți la masă în casa noastră și devine mult mai complicat. Dar cumva atunci când reușim să ne aliniem valorile și obiectivele, cred că e foarte, foarte important. Și eu asta îmi doresc de la... Cred că multe mame, de fapt, asta își doresc de la partenerii lor, să aibă răbdare, să aibă blândețe, să fie prezent, să nu fie cu ochii în TikTok, în telefon, să nu mai auzim chestia aia, vai, sunt atât de obosit, am muncit toată ziua. Pe bune, toți muncim. Și mamele și tații muncesc. Și munca fiecăruia este istovitoare în felul ei, chiar dacă ești femeie de serviciu sau, nu știu, gunoier, sau chiar dacă ești... CEO-ul, nu știu, lui mega compania de pe pământ. Da, toată lumea are responsabilități, nimeni nu cred că doarme la serviciu. Să nu mai folosim această scuză, sunt obosit. Pentru că atunci când intervine această scuză, ghiși cine rezolvă problemele? Mamele. Știi? Și atunci cred că mamele au nevoie de niște adulți în parteneriatul ăsta de a crește copiii, nu de încă niște copii care să vină să se plângă că sunt obosiți, care mai și aduc poate probleme de la serviciu acasă. Vreau doar să vă dau un exemplu, apropo de ce ai spus cu țipatul și aici înainte să adresez o întrebare. Și anume, în urmă cu o săptămână îl purtam pe Tudor pe umeri și am încălțările acelea gri cu care mă piedic într-una, nu înțeleg de ce. Mi-am cumpărat niște încălțări superbe, la fiecare pas parcă mă duc peste. Arată doar bine, dar nu sunt practici. Ceva de genul. Și evident că m-am împiedicat cu copilul pe umeri. Partea bună este că nu am căzut. În schimb, am strigat la propriu, am țipat, anca era un pic mai jos și am țipat. Stai liniștită, nu am căzut, nu-ți fă griji. Ce credeți că m-a întrebat copilul imediat? La câteva secunde după, ea s-a speriat evident, a venit și a folosit un ton un pic mai ridicat. Aoleu, m-am speriat că s-a întâmplat ceva. Copilul m-a întrebat: de ce ai țipat la mama? Vă spun sincer că în momentul acela a fost prima oară un copil de 2 ani și jumătate, nici măcar 2 ani și 5 luni, mi-am dat seama cum poate să perceapă țipătul nostru. M-a întrebat: de ce ai țipat, tati, la mami? pe un ton de m-a blocat. I-am explicat, tati, era să încădem, am vrut să o liniștesc, nu era lângă noi și am strigat ca să ne audă. Dar da, atunci mi-am dat seama cât de important este să nu țipăm, mai ales în proximitatea copiilor. Și în general, dragi tătici, nu țipăm la mame. Mai aveți nevoie de romantism, de flori, de cină, de... Mă, eu cred că depinde. Depinde de ce femeie întrebi. Și cred că aici e foarte important să fii atent la partenera ta și la ce îi apasă ei pe butoanele alea bune. Pentru că aici revenim la discuția de bază, limbajele iubirii. Pentru mine personal, să primesc flori sau bomboane nu este foarte important. Eu am primit acum, anul ăsta, la aniversarea căsătoriei de 10 ani, flori de la soțul meu pentru a 3-a oară în viața mea. M-am bucurat foarte mult, dar nu m-am supărat în toți ceilalți, nu știu câți ani de când ne cunoaștem, 15, că n-am primit flori. Nu e pentru mine ceva important, sau bomboane. Știu că pot să mă bazez, știi, limbajul cadourilor nu. Te-am întrebat asta pentru că de multe ori în rutina zilei te pierzi atât de tare încât romantismul parcă nu-și mai găsește locul. De-aia te-am întrebat. Dar romantismul nu înseamnă numai flori. Și poate tu te referi la intimitate, care intimitatea nu înseamnă neapărat în pat, ci înseamnă o complicitate, o privire, înseamnă firul ăla întins pe care, da, ai nevoie să-l ai tot timpul. Știi, să simți, nu știu, conectarea, cred că așa se numește mai exact. Cum ne conectăm? Măi, avem nevoie să ne conectăm unul cu altul. Ne lăsăm pe copii acasă și ne facem o săptămână de concediu doar noi doi? E ideal, dar cine poate să facă asta? Sau cât de mulți pot? Prea puțini. Dar eu cred că putem să avem firul ăsta întins și la masa de la cină, peste copii. Să avem câte ceva, știi, al nostru, care să rămână acolo, unitatea aia de bază, să fie forță. Aia ține familia. Eu voi veni cu o întrebare clară. Așa, zi. Revin. Legată de lenjerie? Daniel Osmanovici. Legată de sare și piper? Din patele, pentru lenjeria din patele. Ea simte nevoia de a fi în continuare femeia de care s-a îndrăgostit, e mama copiilor. S-a schimbat foarte tare corpul, you know? Corpul? Da. Păi nu mai ai aceleași șolduri, nu mai ai aceeași bust. Nici eu, nici tu. Nu e o regulă. Dar nu e o regulă asta. Stai așa un pic, că mi-am măsurat așa acum. Să fii serios acum. Nu e o regulă. Da, adică... Dar e numai despre corp? Nu știu, eu am senzația... Nu, și minte, evident. Păi da, și conversație, și priviri, și... uite, noi ne-am făcut o casă nouă și eram eu foarte stresată de anumite detalii. Și o prietenă care și-a s-o mutat în casă nouă mi-a spus, ce stai liniștită că după 6 luni nu le mai vezi. Cumva așa cred că e și cu corpul unuia și al celuilalt. Să nu avem impresia că numai femeile îmbătrânesc sau se îngrașă sau fac burtă sau le cad țâțele. Știu foarte mulți bărbați cărora le cad și lor țâțele. Da, și eu, din păcate. Exact. Asta, frumos spus. Fiecare să se îngrijească de propriile țâțe mai întâi. Și atunci o să venim așa, cu o întrebare pragmatică și din nou ușor generalistă, dar cât se poate de reală. Pentru că de multe ori noi, în calitate de tați, poate simțim asta. Mamele își doresc de la tați să fie acei super eroi, super bărbați care să se trezească primii, să stea un pic cu copilul, să facă micul dejun, să meargă la serviciu să meargă acolo în poziția de CEO, să câștige foarte mulți bani, să se întoarcă să ia și copilul, seara să stea și cu copilul, eventual să-i facă și băiță să-l și culce. Îți spun treaba asta pentru că sunt... Și să fie și foarte priceput la... Și frumos și să nu-i cadă țâțele, da, de menționat, da? Dar, exact cum ai zis tu. That's what she said. Exact. Eu acum am exagerat, așa, evident. Nu te opri, da, continuă. Eu acum am exagerat, dar îți spun că în cazul multora, să știi că chiar se gândesc la treaba asta, nu atât de exagerat cum am spus eu, dar se gândesc cumva, băi, dar poate soția mea vrea și asta și asta și o dezamăgesc dacă cumva nu bifez toate astea? Se hotărăsc să nu mai facă nimic. Ei, nici chiar așa. Ei, ba, da. Dacă nu mă pricep, atunci o să mă duc eu să mă culc. Ta-da! Eu nu cred că, nu știu, majoritatea mamelor au aceste așteptări pe care tu le-ai enumerat, pentru că astea sunt, practic, tot ceea ce înseamnă să te ocupi de copil în timpul în care ești acasă cu el. Eu cel puțin nu cred că unei mame îi este greu să se trezească dimineața, să facă micul dejun, să stea cu copilul, să se joace. Îi este greu când le face doar ea pe ăstea mereu. Okay. Este o diferență foarte mare. Și mai este o chestie. că mamele simt așa o bucurie să se ocupe ele de unele lucruri, poate de toate, dar mai vin momente în care mamele alea nu mai pot. Și atunci partenerul, dacă face parte din aceeași echipă, trebuie să intre în joc și să preia o anumită parte din greutatea asta sau măcar să ofere la un fel de schimb imaginar ceva, fie validare, fie recunoaștere. Atenție, nu recunoștință, recunoaștere. Da, mă, tu te duci cu copilul la dentist de fiecare dată când îl doare dintele sau când trebuie să facă detartraj. E foarte important doar să admiți că, ok, astea sunt niște lucruri pe care le face celălalt și nu tu. În loc să vii să zici, da, mă, da, eu aduc bani în casă. Da, mă, da, eu sunt nu știu cine. Este un discurs foarte diferit. Știi, am învățat un lucru important din ultima carte de parenting pe care am citit-o. Două lucruri pot fi adevărate în același timp. Tu poți să aduci bani în casă și să fii super, nu știu, angajatul anului și eu pot să fiu foarte obosită. Două lucruri pot să fie adevărate în același timp. Ideea este ca lucrurile să funcționeze într-o familie, să meargă echipa. Știi? Când unul poate mai mult sau mai puțin, celălalt să vină să compenseze. Știi? Cum era aia? Să fim proști pe rând. Știi? Să nu fim proști deodată. Ca să ne sprijinim, eu așa văd și așa cred. Doar că atunci când lucrurile scârție și când partenerul zice, mă, dar eu nu pot să-ți citesc gândurile. Și acum poate intrăm în cealaltă discuție. Că mie soțul meu de multe ori îmi spune, mă, eu nu înțeleg ce zici. El are cele mai bune intenții, dar efectiv omul nu înțelege. Și zice, spune-mi exact. Și care nu te scoate din minți chestiunea asta? Da, bineînțeles. Uite, hai să spun ceva de râs. L-am rugat într-o seară să culce el copiii, pentru că eu aveam Zoom cu Sisterhood. Și au culcat el copiii. Și când m-am dus eu în pat, ăștia nu dormeau, el dormea. Și amândoi ori venit la mine, mami, ni foame. El uitase să le dea de mâncare. Și ce-o zis el? Mă, ai zis să-i culc. N-ai zis să le și dau de mâncare. Păi, nu se subînțelege. Adică se subînțelege. Pentru mine se subînțelege. Pentru el nu. Sau o altă fază. Căutam într-o cameră un cadou înainte de Moș Crăciun și voiam ca soțul meu să stea să-i citească copilului o poveste. Ca să nu vină copilul peste mine. O citi povestea, s-o termina povestea, au venit copilul peste mine. Și am zis, ce ai făcut, prietene? Păi ai zis să citesc o poveste. El citise, se terminase o poveste. Eu am de spus în apărare. La capitolul mâncare este simplu. Copilul spune când și cere de mâncare. Da? Deci n-a cerut de mâncare, come on, atunci exact. Lasăm cu tine. E vina copilului, da? E rezolvat. Păi și atunci, Miruna, vin eu așa și îți spun, uite, apropo de ce își doresc mamele de la tați, mamele își doresc ca tații să subînțeleagă mai bine mesajele și direcțiile primite? Știi care e chestia? Acest subînțeles este așa o presiune foarte nedreaptă pusă în seama femeilor. Dacă tații ar fi un pic mai conectați la familie și mai prezenți, cred că s-ar prinde mai ușor. Și dacă ei ar cunoaște rutina familiei, ar ști ce pași urmează, ar ști ce au de făcut fără să fie nevoie să subînțeleagă, să citească gânduri, să nu știu ce. Pur și simplu ar ști. Dar mai este o chestie care e adevărată. Că bărbații nu stau foarte bine la partea asta de atenție distributivă sau nu știu cum să-i zic. O femeie, dacă a văzut-o pe maică sa de 5 ori sau o dată fierbând un ou, o să știe care-s pașii când fierbi un ou sau o fetiță. Un băiat nu garantez că o să facă la fel. Că nu face parte din, nu știu, din la familia lexicală. Felul în care noi am fost construiți de mama natură. Da, voi nu sunteți atenți la detaliile astea care se întâmplă cumva automat fără voi și atunci normal când sunteți puși în situația de a le face voi, nu mai știți, vă pierdeți care-s pașii, ce am de făcut mai întâi, cum se face asta. Și mai este încă o chestie pe care o recunosc, că de multe ori mamele vor ca lucrurile să fie făcute în felul lor. Și dacă, uite, o altă chestie, când îți dau un exemplu, soțul meu culcă copiii, da? Nu întotdeauna îi îmbracă în pijama. Măi, luam foc. Nevoie. Și el zicea, ce are, dragă, dacă se culcă în hainele de casă? Adică... Și atunci mi-am dat seama, am zis, băi, eu vreau ca el să culce copiii cum i-aș culca eu. E, asta nu o să se întâmple, atunci eu mă mulțumesc, sunt foarte fericită că îi adorm, sunt liniștiți, odihniți, a doua zi dimineața, în unele cazuri și hrăniți. Dar da, na, acum sărim peste niște pași. Pentru mine e important să spălăm copiii, să îi îmbrăcăm în pijamal. Pentru el mai puțin important. Acum, ce să facem? O tragedie din asta? Nu. Miruna, mamele își doresc de la tați să aibă o sinceritate absolută? Să împărtășim tot ceea ce simțim în fiecare moment? Cu multe amănunte! Toate amănuntele, să înțelegi? Da. Mamă, ce m-ați încolțit! Okay. Să mă salveze cineva! Da, pentru că asta, uite, e o chestiune foarte interesantă. De multe ori, știi, de exemplu, putem să nu alegem să transmitem un gând, tocmai pentru că ne gândim că mama este hiperful de treabă, obosită, nu mai are chef să mă mai asculte și pe mine. Dar nu e vorba de a ne asculta, mai mult să știi că mă refer la relația de cuplu, scuză-mă, Daniel, mai degrabă aici mă refer, adică am ceva ce am eu pe suflet și nu mi-a plăcut, dar parcă nu ți-aș spune gândindu-mă că ești foarte obosită. Unde-i zona asta? Mamele își doresc de la ta să fie tot timpul sincer 100%? Tot timpul e o perioadă foarte lungă de timp. Știi? Infinită. Și știi, sinceritatea asta, cred că să fim atenți la felul în care o comunicăm, știi? Pentru că e important să nu-l rănim pe celălalt. Să comunicăm niște lucruri sincere pentru noi, dar într-un fel care să aibă legătură cu noi, nu cu celălalt. Una îi zici, nu știu, poți să zici în foarte multe feluri același mesaj, fără să pui în pericol relația sau, nu știu, stima de sine a celuilalt. Părerea mea e că sinceritatea ajută și duce la conectare. Dar, din nou, cumva trebuie ales momentul, pentru că dacă un copil îi îmbaie, celălalt este pe WC, unul e în vană, curierul sună și tu vii să-mi spui sinceritatea, nu te supăra, dar poate că nu-i momentul potrivit, știi? De atunci este foarte mare provocarea să construiești aceste momente potrivite. Pentru că noi știm toți, suntem foarte ocupați, alergați, copiii, mai ales în casele unde sunt mai mulți copii, vă știți foarte bine. Acolo este o competiție foarte mare pentru atenție și toată lumea își dorește și toată lumea e pe, nu știu, pe beculețul roșu. Și toți vor, în general, de la mamă. Adică după ce că îmi iau cu vai curajul să fiu sincer și să mă deschid, mai îmi spui că trebuie să mai am și răbdare, să fiu atent, să aleg momentul? Păi da, eu cred că da. Adică depinde ce-ți dorești tu, doar să fii sincer și să deschizi, să torni, sau să se întâmple un moment în care și ea să fie pregătită să primească. Acum, ideal, în momentul în care cineva vine și îți spune lucruri, indiferent că ești mama, tata sau oricine, pe care tu nu le poți asculta așa cum are nevoie omul ăla în momentul ăla, poți să-i spui, îmi doresc foarte mult să ascult ce ai de zis, dar nu sunt pregătită în momentul ăsta, hai să o lăsăm pentru mâine de la ora 5 la 5:30. Doar că în realitate, într-o familie, mai ales între parteneri, lucrurile nu se întâmplă așa, ci se întâmplă cu tigăi în cap și altele. Miruna. Băi, nesimțitule, asta vii tu să-mi spui acum, după ce eu toată ziua am făcut și am dres și am șters și am gătit. Vezi? Întâmplător am adresat eu această întrebare. Miruna, mamele își doresc de la tați să aibă inițiativă și personalitate când vine vorba despre comportamentul și educația copiilor, sau mamele își doresc de la tați să fie ascultători de mame? Ce bună întrebare! Foarte bună întrebare! Cred că depinde iară de tipul de mamă. În general, cred că femeile au impresia că se pricep un pic mai bine, dar din experiența mea personală și, ce să zic, un sfat așa pe care aș putea să-l dau, este că nu degeaba ai lăsat pe lume ca orice copil să aibă doi părinți. Și important să ținem cont și de părerea tatălui. El vine, eu simt asta cel puțin la noi în familie, că el vine să echilibreze. La mine, eu sunt mai a drama queen de multe ori. Deci nu-l stricăm. Nu, nu cred. Nu cred. Cred că are nevoie copilul și de energia masculină și de inputul ăla. Sigur că nu vorbim de lucruri extreme. De exemplu, și eu nu aș accepta ca soțul meu să dea cu motocicleta și să lovească copiii. Punct! I-am spus din start... Să se dea cu motocicleta cu copiii, vrei să zici? Nu, singur. Mie mi se pare că este un pericol foarte mare. I-am spus din start, pentru mine asta este un deal breaker. Vrei motocicletă? Pa și pusi. A, deci nu lași pe motocicletă deloc. Nu, sunt de acord cu motocicleta. Adică eu care sunt motociclist și merg în fiecare an în raiduri din astea mari, sunt exclus. Păi acum și tu ești căsătorit și eu sunt căsătorită. Deci nu suntem oricum excluși. Mă refer general, așa. Vorbim la modul general, generalizăm mămicile. Da? Deci unele mămici vor de la tați să nu meargă pe motocicletă așa cum face Grecu. Am exagerat. Sunt niște deal breakere care pentru fiecare sunt... de exemplu, poate să fie cu lovit copiii. Acum, în relație cu copiii. Pentru unele femei, adulterul este un deal breaker. Pentru altele, nu. Depinde pe cine întrebi. Sau mă rog. Miruna, mai avem 45 de secunde. Ei desumfla roțile lui. Exact. Norocul meu știi care, că am și scooter, ce crezi? Oh my God. Miruna, spune-te rog frumos, ultimele secunde, acum că ne-am încins în subiect, ar mai fi ceva ce ai vrea să menționezi apropo de dorințele mamelor față de tați? Dacă ești atent să ții soția mulțumită, fericită, mângâiată, îmbrățișată, ascultată, eu cred că femeia aia este capabilă să spele vase, să spele copii, să facă de toate. A se nota. Mulțumesc! Da? Mulțumim foarte mult și noi! Tați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM.